Cetatea Sarmizegetuza Regia a dus în secolul 21. O aplicație ajută de acum turiștii, dar și iubitorii de istorie să afle informații detaliate despre situl aflat în patrimoniul UNESCO, dar și să vadă cum arătau piesele antice reconstituite acum virtual. Proiectul digital intitulat Exploring Dacia însumează sute de ore de muncă a specialiștilor în mai multe domenii. Autoritățile hunedorene au colaborat cu arheologi, muzee din țară și universități. Rezultat: Tatul îți aduce la propriu istoria în fața ochilor. În cadrul aplicației avem un lucru nou, și anume cu această aplicație putem scana un cod QR care de sub formă unei fotografii. Practic se scanează și apar informații despre monumentul respectiv. Nu avem aici altarul de andezit de la Sarmizegetuza Regia, cu informații despre el atât în limba română cât și în limba engleză și cu câteva fotografii ale monumentului respectiv. Primii care au testat aplicația sunt cei din administrația sitului. Ei spun că un sit de importanța celui de la Sarmizegetuza Regia avea mare nevoie de acest proiect. Că trăim cu toți în era digitală sau mare parte dintre noi, turiștii care vor vizita Sarmizegetuza Regia nu vor descoperi mai multe detalii despre monumente, cum cu ajutorul unei aplicații, o aplicație foarte disponibilă pe telefoane mobile, pe tabletă sau pe orice dispozitiv inteligent, vor descoperi monumente, mai multe informații despre monumentele din zona sacră de la Grădeșa de Munte Sarmizegetuza Regia, precum și o serie de artefacte digitizate și scanate de către colegii noștri de la Universitatea Tehnică din Cluj. Piese descoperite de-a lungul anilor, în urma săpăturilor arheologice, au fost scanate, în timp ce altele, precum coloanele templelor, sunt reconstituite virtual. Până acum, zeci de astfel de artefacte sunt acum la un clic distanță cu ajutorul specialiștilor de la Universitatea Tehnică din Cluj. Dacă vă uitați aici, o să vedeți că se proiectează acest tipar de lumină albă. Este obiectul nostru de care se folosește softul instalat pe laptop și determină suprafața obiectului pe care o scanăm. Da? În prima fază am început digitizarea artefactelor istorice care au aparținut atât Mânui T cât și MCDR, unde am scanat împreună 31 de artefacte istorice. După care a urmat partea de procesare a acestora, de a optimiza aceste artefacte ca să ruleze pe aplicația de realitate augmentată care a fost dezvoltată de noi. Informațiile din proiectul digital pot fi accesate de turiștii care scanează codurile QR de pe plăcuțele montate în sit, dar și de pasionații de istorie care pot descărca aplicația de pe site-ul numit Exploring Dacia. Prima parte a trebuit făcută scanarea obiectelor 3D, digitizarea lor, dar al doilea pas a fost introducerea acestora în aplicație. Aplicația a fost realizată în programul Unity, folosind diferite asset-uri și package-uri, pentru a putea face o aplicație cât mai bună și cât mai optimizată și cât mai ușor de folosit pentru oamenii din jur. Arheologii din colectivul de cercetare al sitului sunt încântați de rezultate și cred că proiectul aduce trecutul în prezent. Chiar dacă a fost un proiect de mai mici dimensiuni, eu cred că el pe parcurs va duce către proiecte mult mai mari. Cel mai tare în privința aceasta mă bucură că a existat o colaborare între colegii de generație mai tânără, atât din partea colegilor ingineri, cât și din partea colegilor de la DGAMPT. Dumneavoastră puteți să vedeți doar o mică parte din rezultate. În spate există mult mai multă muncă. Invitația mea, o spun cu voce tare, poate că au spus-o și colegii, ar fi să experimentați dumneavoastră. Adică să nu fiți la fel de timizi cum au fost colegii, nu? Și să experimentați, să-i întrebați. De asta sunt aici, ei, în momentul de față, tocmai pentru a vă oferi o asemenea experiență. După zeci de ani în care fosta capitală dacică a fost neglijată, autoritățile hunedoroene au preluat situl și se străduie să-l pună în valoare. Consiliul Județean, administratorul acestui sit,
pune la dispoziția tuturor informații necesare pentru a cunoaște mai bine edificiile de cult și pentru a vizualiza artefactele care au fost descoperite aici în Sarmizegetuza Regia. Este vorba despre o aplicație. Este la îndemâna tuturor ca să poată observa aceste detalii, aceste artefacte pe care specialiștii le-au scanat și le-au transpus în imagini tridimensionale. Ne bucurăm că am putut realiza acest proiect. Proiectul accesat de Direcția Generală de Administrare, Monumente și Promovare Turistică a județului Hunedoara a fost cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Exploring Dacia își propune creșterea vizibilității fostei capitale din Munții Orăștiei și punerea în valoare a patrimoniului, după modelul altor monumente, muzee și situri arheologice importante ale lumii.